mă bucur să fiu din nou la mijlocul dumneavoastră. Deja m-am obișnuit, încep să vă cunosc bine. Am avut la început, mai puțin zic, sunt în jocul, dar biserica s-a umplut. Și la noi în Florida, pe vară, pe timpul verii, mai mult de jumătate au fost plecați în România. Era mai puțin, dar acum s-a umplut. Și mulțumim Dumnezeu că s-a umplut toți cu bine. Îmi place și țara noastră, acolo dar în Călătălindu-l să ne naștem. Suntem și aici, suntem bine că și aici este Domnul și oriunde suntem cu Domnul este bine. Și unde suntem noi dacă slujim pe Domnul și Domnul este mulțumit de noi. Acum, lui și m-am venit să o copii, acum am venit și am adus înapoi. Am văzut la părinții lor și bunicii s-au făcut datoria acum părinții să prea în grija lor. Mulțumim Domnului că i-am adus cu bine și El ne-a purtat de grijă și acolo ca să ne aducem întâi la părinți. Nu mă așteptam ca dimineața aceasta, fratele, să mă solicite, pentru că știu că dânsul are predici de ocuzele. Și n-am dat să-i predica, mai ales că Epistola către Romani este o epistolă destul de grea. Și m-am gândit să merg un pic paralel, un alt pasaj, cu altă, câteva cuvinte care au ceva legătură cu pasajul care s-a citit. Și aș vrea să vorbesc din Psalmul 137. Și cred că îl știți și dumneavoastră ce frumos e. Mie îmi plac psalmii, în special dimineața, așa când mă trezesc cu buba în buimar, citesc psalmii treptelor, psalmii care te ridică, așa să se numesc, care te înalță, sunt mai luminați, așa un pic mai rarefiați și citești mai cu plăcere. Și de psalmii aceștia ai treptelor, am găsit și psalmul 137, băgat între psalmii aceștia și psalmii lui David. Și mă întrebam, de ce oare? Ce rost are? Și mai ales că psalmul 137 nu ne dă cine este autorul. Și am să-l citesc, că e tare frumos. Și atât de frumos e, cred că o să vă îndemne și dumneavoastră să se învățați din afară. Spune psalmul 137, pe malurile râurilor Babilonului stam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion, adică de Ierusalim, de casa Domnului. În sălcile din ținutul acela ne atârnaseră în hartele, căci acolo biritorii noștri cerau cântări, și ascultătorii noștri cerau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și răspunsul celor evreilor atunci spunea, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita Ierusalime, să-și uite dreapta mea de sănicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Aduți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, rade-ți-l, rade-ți-l din temelii, ad fica Sion Babilonului, sortită pustirii, ferice de cine se va întoarce la fel răul pe care l-ai făcut. Ferice de cine va apuca de crucii tăi și va zdrobi de stânci. Sunt câteva cuvinte dure la urmă. Dure, care parcă ți-e greu să le citești față de cele credincioși. Dar noi trebuie să știm că aceste cuvinte au fost rostite de om, nu de Domnul. Iar acest om rostea aceste cuvinte în baza legământului vechi, în care omul Dumnezeu, psalmistul, cerea, Doamne, aplică legea talionului cum ne-a făcut nouă, fără la fel. Știm că acest legământ nu mai este valabil și Domnul le spune nouă astăzi să iubim pe vrăjmașii noștri, să facem bine celor care ne fac rău. Aceasta este învățătura nouă pe care o avem noi. Dar, revin la psalm, nu ne este dat autorul psalmului. Nu-l cunoaștem. Dar acest psalm parcă ar fi un epitaf al vieții lui. Din aceste câteva cuvinte pe care le-a scris el, înțelegem viața lui. Știm cine a fost.
Și care a fost viața lui și ce a făcut. Psalmistul vine și își amintește trecutul lui. Un trecut care n-a fost prea fericit pentru el, dar nici el n-a luat aminte ca să nu repete. O învățătură și un cuvânt înțelept spune așa și un slogan. Cine nu învață din trecut este obligat să le repete. Cine nu învață din trecut este obligat să le repete. Fie din trecutul nostru, fie din trecutul altora. Cine nu învață din el este obligat să le repete și cu urmări grave. Acest lucru îl găsim bine definit în acest psalm. Psalmistul, după 70 de ani de robie, n-a învățat lecția ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu. N-a învățat că neascultarea de Dumnezeu a dus necazul peste Ierusalim și peste națiunea lui Israel. Nici o învățătură n-a luat aminte în cei 70 de ani. Ca dovadă, Ierusalimul a fost distrus din nou. Pentru că evreii n-au învățat nimic din trecutul lor, când a fost rob 70 de ani în Babilon și motivul pentru care a fost rob. Și îl vedem pe psalmist și se pare că a fost un iudeu levit care avea slujba de cântăreț, care avea mișina să cânte. Și acolo, în țara lor, în țara lui Babilon, unde a fost rob, misiunea lor era să cânte. Și ne spune cum să cântăm. Biritorii noștri sunt aici, cum să cântăm? Sunt cântările Domnului. Mă gândesc astăzi că Biserica Domnului, și urmăresc lucrul acesta și vorbim cu toții, Biserica Domnului nu mai este în afara zidurilor ei ca să cânte, să găsească Evanghelia. Întunericul acoperă pe pământul și națiunile și biserica stă închisă. Așa s-a întâmplat cu acești evrei care au fost în Babilon. Cum să cântăm noi pe pământ străin cântările Domnului? Singura amintire pe care o are acest psalmist, după 70 de ani de întoarcere de robie, stă și se uită în urma celor 70 de ani și singurul lucru care a rămas lui tipărit în inima a fost o durere. O durere care îi făcea să plângă. Și dacă observăm, nu a fost o durere fizică sau o durere măcar spirituală. A fost o durere provocată de o pierdere. O durere care provoca plâns că pierdusele ceva drag, ceva scump lor. E adevărat că robia lor îi pierdusele tot. Case, familii, copii, orice. Nu plângeau pentru acestea, ci plângeau pentru pierderea Ierusalimului. Era cetatea dragă lor. Era cetatea care acolo se prezenta Dumnezeu. Și pentru acest lucru, ei plângeau tot timpul. Și interesant este, și dureros este, că în toți acești ani de plâns, psalmistul n-a găsit un motiv să se bucure, să se oprească din plâns și să cânte. Și motive au avut. Stam jos și plângeam când aduceam aminte de Sion. 70 de ani durerea lor din inimă nu s-a vindecat. Durere care a ținut-o și durere care nu le-a dat voie să vadă lucrarea lui Dumnezeu care se făcea în mijloc lor acolo. Și durere pe care o avem mulți, poate, gândindu-ne la lucrurile din trecut și nu dau voie să ne bucurăm de prezența Domnului în loc în mijlocul nostru. Durerea aceasta nu s-a vindecat. Și de ce nu s-a vindecat? Spuneam că era o durere provocată de o pierdere. Și plângeau. Ierusalimul pentru ei era viața lor. Era în conștiința lor, în gândurile lor, în visurile lor. Evreii de atunci spuneau, cine n-a văzut Ierusalimul în splendoarea lui, n-a văzut o cetate sărbătoare niciodată. Talmudul spune, din 10 frumuseți pe care Dumnezeu le-a trimis lumii, 9 au fost luate de Ierusalim. Și acceptă și reciproca. Din 10 urgii care au fost trimise peste țară, peste lume, 9 a căzut peste Ierusalim. Împăratul David spune, Ierusalime, izobesc picioarele în porțile tale, parafrazez. Și când mă uit la tine, te văd ca pe o cetate
făcută dintr-o singură bucată, așa de scump le era Ierusalimul. Și pentru ei era o pierdere mare. O pierdere care a provocat durerea pe care pentru care au plâns 70 de ani. Și nu s-au putut vindeca. Durerea a fost provocată pentru că ei și-au legat inima de frumusețea exterioară a cetății. Uitându-l pe arhitect, uitându-l pe Domnul, au uitat tot ce a făcut Domnul și pentru ei s-a legat frumusețea exterioară, arhitectura, locul geografic, astea le-a fost în inima lor. Și au crezut și psalmistul spune aici, face un mare un vis, dar fără speranță. Dacă te voi uita Ierusalime, un vis fără speranță, o perspectivă sfântă, zicem noi, dar fără viitor. De ce spun fără viitor? Că pentru cetatea aceasta pentru care s-a legat, că nu te voi uita niciodată. Avem turnul mai târziu, care a privit cetatea de departe pe muntele măslinilor și a văzut ce este în ea. Și a rostit sentința și a spus, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De mult am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina cu ișlevul, și se va lăsa casa pustie. Repet, psalmistul a avut și el o perspectivă și un vis peste Ierusalim, pentru Ierusalim, crezând că el îl ține în picioare, uitându-l pe acela care, de fapt, îl ținea în picioare. O durere care nu s-a vindecat. Și acum ne uităm un pic și ne întrebăm un pic. De ce nu s-a vindecat durerea acestui om și la alții ca el timp de 70 de ani? Pentru că el niciodată nu și-a pus întrebarea cine este de vină. Cine este vinovat că am pierdut? De ce cauză? Dacă măcar în necazul acela mare și-ar fi cercetat lăuntrul lor în baza cuvântului lui Dumnezeu, al legii pe care o aveau și-ar fi dat seama că medicamentul pentru vindecare era în mâna lor. Ar fi dat peste cuvântul lui Dumnezeu care îi spunea Israele, în caz că vei asculta, te voi binecuvânta toate căile tale. Iar de vei refuza să asculți, te voi judeca, te voi pedepsi. Era un legământ dat pe muntele Sinai, care Domnul și-a rogat dreptul să-i judece ca de ascultare. De aici vedem cât de mult se îndepărtaseră de Dumnezeu, că nici cuvântul nu era în mâna lor. Și nu întrebăm de ce Dumnezeu a zorobie. I-au întors spatele. Dacă se cercetau măcar acolo, inima lor s-ar fi vindecat. Ar fi descoperit că ei sunt vinovați. Datorită lor au pierdut Ierusalimul și se era mai drag. N-au făcut un schimb. Vedem din psalm. Listează pe vinovați și arată cu degetul. Nu noi. Nici o vină din partea lor. Alții sunt vinovați și listează și spun, babilonerii sunt de vină. Ei au venit peste noi. Ei ne-au cucerit. Fiii lui Esau, ai lui Edom, au fost martori. Au fost de față și au văzut și s-au bucurat când Ierusalimul a fost dărâmat. Și din cărțile lui Iosif Flavius, într-adevăr așa s-a întâmplat cu Sfânta Misului. Edomiții s-au bucurat când Ierusalimul a fost dărâmat și ei luați robi. Bancă le-a făcut băieții fame să se muncească. Babilonenii, așa cum spune Salmiști, le-a distrus copiii și dacă citiți Cronici, doi împărați, veți vedea cât de crud s-au purtat babilonenii față de ei. Deci am Salmiști cere ca Dumnezeu să le facă la fel. Repet, evreii nu s-au văzut vinovați. Și dacă cei din jurul lor erau vinovați, babilonenii erau vinovați, îi întâlnea pe stradă, îi întâlnea la geaburi, îi întâlnea peste tot, și datorită că îi vedea dușmanii lor, rana nu se vindeca. Și 70 de ani, văzându-i în față ca dușman, rana lor nu s-a vindecat. Ceea ce ne spune și nouă. Dacă nu ne împăcăm cu cel de lângă noi, dacă tot îl vedem dușman, pe ura noastră crește, rana din inimă crește. Nu se vindecă niciodată. Nouă Domnul ne spune să iertăm. Să avem iertare pentru cei care ne greșesc. De ce nu s-a vindecat rana lor? Pentru că nu și-a găsit
Já vás o divino base, se não serve para o divino vazia. Cristiano, acest salm, ne aduceam aminte de Daniel, câtă diferență între acest om al psalmistului și Daniel. Daniel a fost în aceeași perioadă rob ca și ei. Daniel a trecut în aceeași persecuție ca și ei. A suferit ca și ei, despărțit de familie. Și Daniel vine și spune, și cercetează cuvântul lui Dumnezeu și spune, Doamne, noi suntem vinovați. Părinții noștri sunt vinovați. Împărații noștri sunt vinovați. Căpeteniile sunt vinovate. Cu toții suntem vinovați, Doamne, înaintea Ta. Tu ești drept în hotărârea Ta și trebuie să se umple fața de rușine. Că ești drept în hotărârea Ta. Prin faptul că Daniel își recunoaște vinovăția a lui și a poporului, inima lui s-a vindecat. A avut pace, a avut liniște. Mai mult, vede și un viitor mai luminos. Și spune în versetul următor, dar la Tine, Doamne, este îndurare, iertare și mântuire. Și a privit trecutul lui. Și a văzut vinovăția. Să știți că trecutul nostru ne poate fi dușman sau ne poate fi profesor pentru viitor. În lume sunt câteva slogane care circulă și se aplică. Un din slogane spune așa că cine controlează prezentul, controlează trecutul. Și este un slogan valabil pentru politicieni, pentru dictatori, care pot să-și treacă cartea de istorie, să o schimbe, să o modifice, după cum vor ei. Și noi care suntem mai în vârstă, am apucat istoria noastră schimbată, modificată. Una este istoria care am învățat-o eu în școală și alta este acum când apar la suprafață. Că cei care erau putere au schimbat-o în favoarea lor. Dacă cartea de istorie a putut să o schimbe, istoria în sine nu a putut să o schimbe, s-a întâlnit cu ea. Ești în cale. Și toți care schimbă cartea de istorie după cum vor ei, istoria, într-adevăr, trecutul le apare în față și plătesc cum. Majoritatea au terminat fie împușcați, fie în închisori, fie spânzurați. S-au schimbat trecutul. Un alt slogan spune așa, cine controlează trecutul, controlează viitorul. Valabil pentru noi, valabil pentru creștini. Dacă n-am făcut pace cu trecutul, viitorul nostru va fi întunecat. Vom avea frică tot timpul. Că trecutul ne apare în față. Ne aducem aminte de Iacov. A plecat de la casa părintească, înșelând pe tatălui, pe fratele lui, și a văzut că schimbarea locului geografic, timpul șterge trecutul, dar după 20 de ani îl găsim tot fricos și tot să nu dorească să se întâlnească cu Esau. Că trecutul ești în față. Dacă nu facem pace cu trecutul, dacă nu facem pace cu frați, cu oameni, cei care au greșit sau cu Dumnezeu, ne va urmări în viitor. Și trecutul nostru va apare în față și viitorul va fi destul de trist. Așa a pățit salmistul. N-a învățat nimic din trecut. Timp de 70 de ani n-a învățat nimic. Ca dovadă, îl găsim că merge pe aceeași linie. Pe aceeași cale. Și, repet, Ierusalimul a fost distrus din nou. Dacă evreii ar fi învățat din trecutul lor, viitorul le-ar fi fost altul. Acum, ce s-a întâmplat lor? De atunci, ce învățăm noi de la ei? Din trecutul lor. Repet, putem învăța din trecutul nostru și din trecutul altora. Salmistul s-a oprit pentru un moment și a privit în urmă. Și a văzut ce l-a pas. Putem noi privi în urma noastră? Trecutul nostru? Ne-am oprit să ne uităm un pic să vedem cum a fost? Nu cumva ne urmărește o durere pentru care nu putem să cântăm? Nu cumva avem o durere care nu ne dă pace în fiecare zi? O putem rezolva mărturisind-o înaintea Domnului. Durerea aceasta
a fost atât de apăsătoare peste evrei, încât n-au putut să mai cânte. N-au putut să se bucure. Întrebarea noastră, de ce n-au cântat? De ce n-au cântat? Asta e misiunea lor. Ei vin cu motiv pe... Nu putem cânta cântările Domnului pe un pământ străin. Păi tocmai asta era chemarea lor, asta era menirea lor, ca poporul lui Dumnezeu să ducă pe Domnul mai departe și să descopere păcătoșilor și idolatrilor că în cer e un Dumnezeu viu. Și n-au cântat. Durerea a fost în primul rând apăsătoare, dar în al doilea rând ei și-au dat seama viața lor trăită nu mai corespunde cu mesajul cântării. Viața lor trăită nu corespundea cu mesajul cântării. Și le era rușine pe mijlocul lor. Erau vrăjmași, era opoziția. Ei n-ar fi putut să cânte despre împăratul Babilonului, despre idol sau despre alte lucruri. Ei cântau pe Dumnezeul lor, cerului. Ei cântau psalmul, da, îi spune Israele, dacă n-ar fi fost Domnul de partea ta, Israele, Domnul este păzitorul tău, asta era cântarea lor. Și dacă ei ar fi cântat în mijlocul vrăjmașilor cântările acestea care erau prezenți, vrăjmașii s-ar fi întrebat, despre care Dumnezeu cântați? Unde a fost Dumnezeul acesta când noi v-am cucerit? De ce nu vă avem în ajutor? Și-au dat seama că ei nu erau în voia Domnului și dușmanii se sizau. Și de aceea n-au cântat. Unde era Dumnezeul vostru? Vedeți că idolii noștri au fost mai puternici decât Dumnezeul vostru care v-a lăsat și nu v-a venit în ajutor? De aceea n-au cântat. Viața lor nu corespundea cu mesajul cântării. Și totuși nu și-au dat seama că acea suferință, acea robie era o oportunitate de a-L mărturisi pe Dumnezeul lor. În robia lor, în robia babiloneană, în robia lui Israel, Dumnezeu urmărea două lucruri. În primul rând, era o judecată și o pedeapsă pentru Israel. Dumnezeu le promisese că îi va judeca în caz de ascultare și Dumnezeu și-a respectat cuvântul. Al doilea motiv pentru că Dumnezeu i-a împrăștiat a fost că a transferat împărăția prin care conducea lumea a lui Israel în împărăția neamurilor. Că atunci a început părăția neamurilor, în robia lor. Deci a fost al doilea motiv, ca Domnul prin ei, rob fiind, să se descopere și neamurilor că este stăpân, suveran și el conduce pământul. Ceea ce evreii n-au înțeles și n-au vrut să cânte, spunând ei, cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Dar Domnul le-a contrazis pentru că Domnul însuși s-a prezentat pe acel pământ străin. Aduceți-vă aminte de dacă ei n-au cântat cu gura, cu instrumentele, alții au cântat cu viața lor. Alții au cântat cu viața lor. Au fost trei tineri care au fost puși în situația să aleagă între a se închina idolului sau să rămână credincioși Dumnezeului lor. Și-au ales să moară decât să se lepede de Dumnezeul lor. Au cântat cu viața lor. Și ceea ce au făcut acești trei tineri interesant, au auzit și ei. Aceștia care nu au vrut să cânte. Pentru că împăratul a dat o poruncă. Orice om din împărăție să se teamă de Dumnezeul lui Israel, că este singurul Dumnezeu adevărat. Dar ei din cauza durerii n-au putut să cânte. Aceștia au cântat cu viața lor. Vedeți și într-o biserică. Dacă ne uităm un pic la istoria acestui popor, și repet, Apostolul Pavel dă Corintenilor, deci dacă luați aminte la istoria lui Israel, Corintenilor îi spune și învățați de la ei. Odată cu împrăștierea lor, ne-a fi așteptat ca toți să fie cu inimă și cu gând pentru Dumnezeu, să roage, să cânte. Nu a fost așa. Ăștia nu a cântat. Dacă ne uităm în Ezechiel 33, spune acolo Domnul lui Ezechiel, zice, fiul omului, poporul se adună la colțuri, vorbesc frumos, vin și haide să mergem la Ezechiel să vedem ce ne mai spune Domnul prin el. Și spune Domnul și ei vin și te ascultă. Ei vin și se consideră poporul meu. Dar cu inima
nu-mi plinesc nimic. Alții puțin la locul am văzut și au pus viața în joc ca să ne mărturisească pe Dumnezeu cel viu. Așa se întâmplă și astăzi biserica. Biserica de multe ori se e împărțită. Dacă cântăm, cântăm aici, cântăm toți aici, nu? Dar dacă ar fi colegii noștri, prietenii noștri, de față când cântăm, am avea curajul să mai cântăm ce cântăm aici? La locul de muncă, avem curajul să cântăm cântările Domnului? Ne-ar contrazice ei, bă, viața ta nu prea corespunde cu ce cânti. Aveam o soră mai de mult în biserică și s-a lăsat de pocăință. Și într-o zi băga lemne la cazanul cu țuică, să-l facă țuică și cânta Domnul este ajutorul meu, Domnul este cânta cântările Domnului. Dar el zice, care Domnul? S-ar putea să n-avem curajul să cântăm în mijlocul colegilor noștri. Psalmistul n-a cântat. Și acum revin. Noi avem un trecut. Și trecutul nostru va deveni istorie. Un trecut care se scrie în cer. Și cu bune și cu rele. Trecutul nostru va fi subiectul judecății din cer. Pe baza lui vom primi răsplata sau judecata pentru veșnicie. Apostolul Pavel spune celor care au un trecut în păcat cu Dumnezeu și au închis ochii și trecutul lor e în păcat. Pentru ei spune Apostolul Pavel că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos ca să dăm socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut pe când trăiam în trup. O altă traducere spune pentru binele sau mai puținul bine. Deci noi vom fi judecați pentru trecutul nostru. Pe baza lui vom fi răsplătiți. Și trecutul nostru va părea în fața noastră ca un film văzut de toți cei din jur. Pentru cei care merg în cer sau mor cu trecut nerezolvat, neîmpăcat cu Dumnezeu, spune în Apocalipsa, în fața tronului de judecată, tronul alb de judecată, niște cărți au fost deschise și fiecare a fost judecat după ce era scris în cartea aceea. Țin minte că am avut o problemă când eram tânăr. O problemă așa mai grea și a venit ziua când să fie rezolvată problema. Și în ziua aceea s-a încurcat totul, că totul s-a dat peste cap. Nimic nu a mai ieșit. Și eram tare supărat, necășit. Și într-o seară, la o seară de rugăciune, vine un proroc și zice, ești trist pentru ce s-a întâmplat? Zice, iată, fiecare copil de-al meu, spunea prorocia, are o fișă înaintea mea, zice Domnul. Și în fișa aceea sunt trecute toate problemele prin care trebuie să treacă. Și în dreptul tău era trecut și problema aceasta, ca să treci prin ea. Fiecare avem fișa înaintea Domnului și să scrie. Trecutul trebuie rezolvat. Trecutul nostru va fi subiect de judecat. Nu trebuie omis, nu trebuie neglijat că timpul a rezolvat, că schimbarea lucrurilor geografice a schimbat, nu schimbă nimic. Schimbarea se face numai atunci când noi venim înaintea Domnului, recunoaștem dacă nu e rezolvat, Doamne, cu tare lucru am, dar te rog să mă ierți și să-mi dai bucuria mântuirii. O altă învățătură care o putem lua de aici este că plânsul nu înseamnă și pocăință. Eu plâns 70 de ani, am s-o pocăit. Plânsul, fără o decizie de pocăință, nu are nicio valoare. Îmi aduc aminte în 2008, când a fost acea criză, într-un ziar acolo două mărturii și al unui rabinului, la un rabin și al unui păstor din New York. Și amândoi dezbăteau aceeași problemă și spuneau amândoi. Deci că dintr-o dată ne-am pomenit biserica plină. Dar culmea că toți plângeau. Și amândoi spun, i-am întrebat, de ce plângeți? Răspunsul a fost că am pierdut. Am pierdut bani, am pierdut clădiri, am pierdut tot.
Dar nu s-a pocăit niciun. Azi în goară. Plânsul nu înseamnă și pocăință. Și apoi, să nu ne legăm inima, de ce nu putem noi să păstrăm, să ținem la, în mâna noastră. Ei s-au legat inima de Ierusalim, dar nu au putut să țină în picioare. Pentru că l-au respins pe arhitectul și pe cel care putea să țină în picioare. Păi strângem. Strângem multe, dar să le gândim. Dacă ne legăm inima de ele, le putem păstra? Inima să o legăm de acela care ni le dă și ne le poate păstra El. Câte vreme vrea El? Numai de El să ne legăm inima. El ține pe toate în picioare. Și Dumnezeu să ne ajutăm cu acest lucru. Repet, să învățăm din trecut. Trecutul ne poate lumina sau întuneca viitorul. Mai mult, viața veșnică. Domnul să ne ajute să ne cercetăm în lumina Cuvântului și să spun să recunoaștem adevărul. Sunt vinovat, Doamne, iartă-mă. Și ajută-mă să merg pe calea cea bună, pentru că pentru tot ce fac, voi fi judecat în ziua aceea. Amin. Amin.